Chiar dacă au strigat împotriva patronului echipei, Adrian Mititelu, cei prezenți la primul antrenament al formației FC Universitatea au scandat încurajările tradiționale ale științei. Mititelu a declarat că lotul este bun și că are în componență cel puțin 5 jucători de Liga 1. Se întâmplă lucruri noi care nu le-am bănuit urmă cu ani de zile. S-au făcut greșeli, s-au făcut erori, s-au făcut abuzuri mari. Și sper că acest nou început să ne ducă spre o organizare extraordinar de bună și spre o, să zic așa, o revizuire totală a atitudinii tuturor, și a noastră ca conducători, și a suportului, și a tuturor. Am făcut o echipă tânără, o echipă frumoasă, pe care bineînțeles că o să o întărim, să promovăm în Liga 3-a și bineînțeles în Liga 2, urmând să în 3 ani să revenim în prima ligă. FCU are ca obiectiv în acest sezon promovarea în Liga 3-a.